Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face o etalare pentru voi, dragii mei raci, și să vedem în momentul prezent în ce situație vă aflați și ce va fi în viitorul apropiat. Am revenit cu aceste etalări pe Zodii după o lungă vacanță, dar din păcate unde am fost nu aveam internet îndeajuns ca să distribui acest tip de etalări care durează minim 10 minute până la 20 de minute, da? De aceea am făcut și acele mici shorts-uri. Dar mă bucur că am revenit și mi-a fost dor de voi, așa că voi relua acest tip de etalări. Și sper că îmi sunteți alături și vreau să vă mulțumesc de pe acum, da, că mi-ați fost alături și că îmi sunteți alături. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei raci, să vedem energia acestui prezent și ce va fi în viitorul apropiat. Voi folosi și tarotul, voi folosi și oracul lunii, da, pentru a afla mai multe detalii, pentru a clarifica. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru Zodia Rac, luna sau ascendentul Zodia Rac. Haideți să vedem energia prezentului, energia viitorului apropiat. Ok, mulțumesc. În momentul de față văd că e nevoie de foarte multă înțelepciune și sunteți interiorizați în sufletul dumneavoastră, da? Cu privire la comunicări, cu privire la abundența dumneavoastră, cu privire la o relație. Văd trei suflete care nu mai sunt în viață, care vă stau alături. Cifra 3 poate avea un rol important, 12, 40, 30, 17, cineva se roagă, cineva vorbește cu divinitatea, aici văd pe cineva care dorește să meargă la un locaș de cult. Haideți să vedem viitorul apropiat pentru Zodia Rac, luna sau ascendentul Zodia Rac, mulțumesc, mulțumesc. Ok, haideți să vedem. Aici văd chakra a șasea. Cineva este foarte intuitiv. Aveți foarte multe gânduri care vă năliniște sau care vă apasă sau pe care le aveți. Doriți adevăr, doriți claritate, doriți să fiți ghidați de divinitate în ce privesc anumite nelămuriri care nu vă dau pace. Căutați răspunsuri. Văd pe cineva care e nevoie să fie mai înțelept cu privire la corpul său fizic sau la sănătatea sa. Cineva intră în legătură cu divinitatea sau poate pur și simplu intrați în legătură cu o persoană intuitivă, empatică, o persoană care poate citește în tarot, în astrologie, sau mergeți la un preot care poate chiar deschide cartea. Poate doriți, nu știu, aveți o dorință și vă rugați la divinitate ca acea dorință să vi se îndeplinească. Aici văd că sunteți foarte intuitivi și să vi se spune să vă ascultați intuiția. Arcanghelul Metatron vă stă alături. Veți primi mesaje sau semne în jurul dumneavoastră care vă vor ghida, cu alte cuvinte, la răspunsurile voastre sau cu privire la viața dumneavoastră. Aici văd că grădina și vă gândiți să plecați. Vă doriți un nou început. Parcă sunteți limitați sau sunteți blocați și vă gândiți să faceți o schimbare în viața noastră. Vă gândiți la viitor. O fetiță poate avea un rol important sau poate vă veți aduce aminte de anumite amintiri când erați copil sau copilă. Aici văd un mediu verde sau câmpie, poate veți merge la câmpie, poate veți merge la țară sau veți sta în grădina dumneavoastră și vă veți gândi la viitorul dumneavoastră.
Văd că vă veți face drumuri sau veți fi mai mult în mijlocul naturii. O fetiță poate avea un rol important, vă va ajuta sau vă va susține sau veți primi mesaje, comunicări cu această fetiță, un teren poate avea un rol important. Deci vreau să zic că sunt posibilități pentru dumneavoastră, doar că trebuie să acționați, cum vedeți din această carte. Trebuie să faceți primul pas, să acționați. Văd pe cineva care va face un drum sau vă gândiți la drumul cuiva. Luna iulie poate avea un rol important. Vă gândiți să luați avionul, să plecați cu familia, să mergeți într-o vacanță sau vă gândiți la o persoană de la distanță de dumneavoastră. Vă gândiți la o casă și vă poate aduce această melancolie. Poate vă gândiți la casa părintească și vă aduce această melancolie. Dar când văd că veți acționa, veți primi mesaje sau veți face un drum sau veți lua o hotărâre să plecați la drum sau veți lua o hotărâre să începeți o nouă relație sau să acționați cu privire la relația dumneavoastră, da? Și văd aici totuși o indecizie cu privire la trecut sau la viitor, cu privire la un contract de muncă sau la o relație de căsătorie. Văd pe cineva indecis cu privire la două lucruri, două situații și nu știți ce să faceți, ce să alegeți. Văd confuzie și indecizie, da? Pe încotro să o apucați. Văd un bărbat care vă gândește sau dacă sunteți dumneavoastră acest bărbat, vă gândiți la o căsătorie, vă gândiți la un contract de muncă, vă gândiți că trebuie să rezolvați anumite documente legale, poate chiar, nu știu, să semnați un contract, să luați o alegere, să faceți o alegere. Văd aici, vi se va face dreptate, care această dreptate sau veți reuși într-o situație, veți avea câștig de cauză într-o situație și acest lucru vă va produce relaxare, odihnă. Acest lucru văd că va reveni echilibru în viața noastră cu privire la o relație sau la o situație, vă veți regăsi echilibru și văd că veți putea în sfârșit să vă odihniți, să vă relaxați. După aceste bătălii de cap, după aceste drumuri, după această indecizie și confuzie pe care ați avut-o în mintea noastră, văd sau vi se spune să vă odihniți și să vă relaxați, da? Pentru că justiția divină sau își va face treaba sa și văd că vă veți echilibra. Această balanță va veni în favoarea dumneavoastră. Zodia balanță poate avea un rol important. Aș dori să folosesc tarotul pentru a afla mai multe detalii. Haideți să vedem, dragii mei, haideți să vedem. Ok, mulțumesc. Da, vă gândiți la o casă. Da, vă gândiți la o casă. Nu știu, aveți anumite obstacole cu persoane din jurul dumneavoastră sau din lumea dumneavoastră, parcă ați trăit o trădare sau o dezamăgire și acest lucru v-a produs o nesiguranță, o neîncredere, v-a dat bătăi de cap anumite probleme, obstacole. Turnul aici văd că vedeți realitatea sau un eveniment prin care trece sau ați trecut care v-a lăsat fără cuvinte, Taur, Scorpion, Leu, Vărsător, cu o persoană de la drum. V-a produs turnul și cu lumea, văd că ați conclus o situație sau s-a rezolvat o situație, poate mutarea cuiva sau plecarea cuiva peste hotare sau la distanță. O ceartă, o revelație sau pur și simplu un eveniment care v-a luat prin surprindere cu o persoană din lumea dumneavoastră, e posibil să vă fi blocat în propria dumneavoastră lume. O situație care s-a terminat, s-a conclus, o situație, văd aici pe cineva care, prin care ați trecut, care v-a lăsat fără forță, fără putere. Și aveți nevoie de odihnă și văd că vă veți recupera forțele. Vă veți recupera forțele după acest eveniment, obstacole sau pentru că ați terminat ceva și s-a terminat ceva sau concludeți ceva sau poate ați plecat la drum, ați revenit acasă și acum văd că e nevoie să vă odihniți, să vă reveniți, să vă reveniți după
o suferință, după, nu știu, o trădare, o minciună, dar văd că vă veți recăpăta forțele și puterile, da? Și aveți nevoie de această odihnă. Și copilul dumneavoastră interior are nevoie de vindecare, de atenție, de mai multă prezență. Haideți să vedem. Da, nouăle de spade și cu eremitul. Aici văd pe cineva din trecut care va reveni în viața dumneavoastră. Văd pe cineva care este foarte prudent, cineva care are nevoie de îngrijiri medicale sau văd că cineva este ansios sau se preocupă, nu reușește să doarmă noaptea cu privire la o călătorie, cu privire la o relație, la un drum. Nouă de spade cu eremitul, vi se spune să acționați. Văd pe cineva care va fi la drum și va fi singur sau se va simți singur sau singură. Sau este sau sunteți sau este și va fi singur sau singură. Și parcă vă dă bătăi de cap și nu mai reușiți să dormiți noaptea. O situație din trecutul dumneavoastră. Da? Sau e nevoie să faceți un drum pentru a face anumite analize, să mergeți la un medic, nu știu, cu un membru din familia dumneavoastră. Văd gânduri, frici, prudență, singurătate. Și cineva va trebui să ia o decizie. Dar este indecis, văd o prudență pentru cineva. Dar văd că veți lăsa, se va termina un ciclu și veți lăsa trecutul în urmă. Dar văd pe cineva care va fi singur cu propriul său suflet. Și văd că va trebui să luați o hotărâre, veți medita, veți reflecta cu privire la această hotărâre, poate la o relație, la o căsătorie, la un contract. Văd un bărbat mai slăbuț, berbec, leu, săgetător, gem în balanță, vărsător, care se gândește la dumneavoastră. Haideți să vedem. Cifra 9 poate avea un rol important. Da, un bărbat care se gândește la dumneavoastră că sunteți foarte rece sau v-ați distanțat sau un bărbat care se gândește că trebuie să ia o decizie, are mai multe opțiuni, mai multe alegeri. Un bărbat care va intra în legătură cu o persoană care lucrează într-o instituție. Văd o persoană, dacă sunteți femeie, sunteți foarte inteligentă și foarte independentă și văd că vă gândiți la un bărbat și acel bărbat se gândește la dumneavoastră, dar văd o confuzie, da? Văd pe cineva care se va axa mai mult pe cariera sa. Poate fi o persoană văduvă sau singură. Cineva e la depărtare. Da, văd un contract, un echilibru, văd aici o reușită la un drum, planuri de viitor. Împărăteasa cu spânzuratul. Aici văd comunicare, văd acțiune, văd creativitate, văd foarte multă, cum să zic eu, senzualitate. Aici e posibil cineva să aibă nevoie să se odihnească mai mult. Văd o persoană care este o femeie însărcinată și văd că trebuie să se sacrifice sau pur și simplu cineva să se odihnească mai mult. Poate cineva are probleme cu sarcina și are nevoie de odihnă, da? Și chiar dacă văd o suferință aici sau un sacrificiu, e nevoie de acest lucru, da? De a vă odihni, de a medita pentru a vă recăpăta puterile și energiile. Împărăteasa cu spânzuratul, aici văd pe cineva care va trebui să facă un sacrificiu pentru o relație de iubire. Senzualitate, fertilitate. O femeie foarte senzuală, fertilă. Și poate chiar și o relație de trio pe care cineva se gândește aici și trebuie să se sacrifice, dar văd și suferință. Trebuie să vedeți lucrurile altfel. Vă veți da seama de unicitatea dumneavoastră, de capacitățile dumneavoastră.
de, vă voi strică păta echilibru psicofizic, da, emoțional și chiar fizic, vă veți recăpăta cu privire la acest echilibru. Și veți vedea lucrurile altfel. Aici văd că o problemă personală este pe punctul de a fi rezolvată. Acele obstacole, acel eveniment văd că se va rezolva. Veți avea parte de reușită și veți putea odihni. Da? Veți fi un pic stresați la drum, singuri, dar văd maturitate și chiar un contract, da, un echilibru și o reușită, acțiune, abundență și veți rezolva această problemă personală. Dar e nevoie ca tu să ieși din zona ta de confort și să nu uiți că tu și cei dragi sunteți în siguranță. Aici vorbește de tine, de propria ta persoană, alegerile sunt ale tale, da, de propriul tău suflet. Trebuie să te vindeci, să stai mai mult singur, să te retragi, dacă vei reuși să stai mai mult în natură, să faci acest lucru că te va putea ajuta, pentru că văd foarte multă confuzie și gânduri cu privire la o persoană care și el sau ea se gândește la tine. Da, și văd că vei acționa și văd că se va echilibra această balanță. Încredințează-te divinității și nu lăsa mândria să devină un obstacol în calea ta, da? Ai încredere în divinitate și lasă orgoliul deoparte și mândria, pentru că altfel va deveni doar un obstacol. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare și să ne vedem cu bine, v-am pupat. Dacă doriți să-mi dați un like, vă mulțumesc și dacă doriți să vă înscrieți la canalul meu, pentru că în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu etalele care le voi distribui, cu drag vă invit să o faceți, este gratuit. V-am pupat, sănătate, la revedere!